Așa, poți să stai acolo. Valentin, bine ai venit. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și bine v-am găsit și eu. Chiar eram curios ce se întâmplă aici de la 7 la 9 fiecare zi cât eram în casă. Cum e viața în afara casei mireasa? E ciudat să ai telefon. Așa? Și să poți vorbi cu oameni și mai ales să vezi ce se întâmplă și din afară, așa, să ai un ochi mai obiectiv, să vezi mai ales tot ce s-a întâmplat tot acest timp și susținători și cu oamenii care te-au hituit, e mult de asimilat. Eu sunt încă în revenire. Sunt convinsă de asta și o să vezi că va mai trece ceva vreme până când lucrurile se vor așeza pentru tine. Apropo, nu o putem așeza și pe ea? Este o fată, înțeleg, nu? Where do you want to go? În niciun caz pe canapea, pentru că nu e dresat așa, dar eu, Gabriela, eu mă ocup să o acces pe asta, Mihai, cât timp mai ai. Da. Have a seat, darling, down. E superbă. There we go, gata. Acum ea știe. Bravo. Și e foarte bine să fiu cu ea din nou, mi-a lipsit foarte mult, foarte mult, Gabriela. E ceva de care, adică de telefon pot să mă lipsesc, dar de Brian din nou. Sunt convinsă de asta. Valentin, supărat după eliminare? Nu, culmea că cumva am prevăzut de-a lungul săptămânii că ceva nu se întâmpla ok, parcă simțeam undeva înăuntru meu că urmează o schimbare. Da. Că o să fie schimbarea totală, ca să zic așa, dar a fost în regulă. Le înțeleg oarecum și pe fete și până la urmă un lucru care mi-a scăpat mie cel mai mult de-a lungul experienței este că totuși este un concurs și lucrul ăsta. Și mie mi-a scăpat un pic de tot. Chiar credeam că am mai mult timp, știi? Știi ce mă gândeam? Că înaintea ta a ieșit Alina din casa mireasă și stăteam de vorbă cu cei de aici prezenți și mie mi se pare că voi aveți un lucru în comun vis-a-vis de atitudinea pe care ați avut-o și de strategia, cu ghilimelele de rigoare, pe care ați încercat-o în casa mireasă. Respectiv, și în cazul Alinei și în cazul tău, amândoi ați stat așa un pic în expectativă. Nu v-ați aruncat cu capul înainte, n-ați făcut lucrurile pripit, ci ați vrut să așteptați să vedeți cum or să pice toate situațiile și nu v-ați grăbit. Ăsta e cuvântul. Despre experiență nouă, vrei să-ți dai acel moment de cuget în care să analizezi puțin situația, să vezi cam care, cum, cine e adevărat, cine e fals, cine... Erau foarte multe lucruri care treceau prin cap atunci când erai acolo. Și da, eu cu Alina am preferat să stăm un pic de tot mai... să analizăm ea cu ochii, eu cu celelalte simțuri. Da, tu și Alina ați avut la un moment dat o... Nici nu știu cum să-i spun. A fost un moment și un început de idilă foarte, foarte frumos între noi doi. Dar cu toate astea, amândoi v-ați tras 2 metri mai în spate. Da. Era normal cu atât de multe necunoscute. Plus că ceea ce ți se dă voie să vezi, poți tu să încerci să extragi niște concluzii și la un moment dat, nu știu, cel puțin despre Alina, nu eram cel mai 100% sigur în legătură cu intențiile ei. Știți, mai ales că limbajul trupului spunea ceva, ea spunea altceva și erau niște discrepanțe mici care ți atrăgeau puțin atenția și parcă te ridicai un semn de întrebare, știi? Dar ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut în casa mireasă? Cel mai mult și o să-mi plac asta toată viața de acum încolo, este experiența pe care am avut-o cu colegii și cu cei de la producție în cât puteam să interacționăm. Da, cu ei mai puțin, doar... Aproape deloc, dar acele câteva lucruri când ne mai ajutau, mai ales la activități și lucruri de genul ăsta, erau super. Adică sunteți o echipă super aici, în primul rând. Trebuie să mulțumesc pentru asta. Și toată atmosfera cu concurenții. Ce nu mi-a plăcut este că am fost cam orb. Referitor la anumite lucruri, mi-ar fi plăcut să fiu puțin mai atent, să iau așa un pic de distanță de tot ce vis-a-vis de băieți sau vis-a-vis de fete sau față de ce? Vis-a-vis de amândouă, pentru că de când am ieșit am anumite semne de întrebare acum pe care o să mai stau să le urmăresc, dar în principiu am plecat cu o impresie foarte bună despre băieți și despre, cred că, majoritatea fetelor. Dar știi, noi în perioada cât tu erai acolo în casa mireasa, n-aveam cum să nu citim opiniile spectatorilor, a celor care se uitau. Și uite, Laura este una dintre cele mai fidele urmăritoare ale emisiunii mireasa. Tu ai fost cumva perceput ca un tip destul de arogant, să zicem. Un tip care stătea așa și profita de orice situație, astfel încât să ieși în față. E foarte, foarte interesant. E greșit ce spun, Laura? Că până la urmă tu
Da, a avut câteva păreri pe care a ținut să le precizeze și prin acest lucru a ieșit în evidență. Clar, eu sunt și în grupul meu de prieteni, de obicei este o persoană foarte de bază așa și nu facem asta doar la Mireasa, dezbatem așa între noi lucruri. Și îmi place foarte, foarte mult pentru că am citit senzațional de mult, Gabriela, foarte, foarte mult. Și câteodată, da, da, pun asta în față, băi, am citit chestiile astea, uite, ar trebui să știți și voi, X, Y, Z, mi se pare că observ. Da, știi cum e, că dacă trăiești din experiențele citite, mai degrabă, hai să ne creăm propriile... Da, hai să vorbim punctual. Ce te-a deranjat în casa Mireasa? Măi, da, te-a deranjat, da? Deranjat rău de tot. Și mă gândesc că acum am atâtea lucruri frumoase din casă încât... Cine te-a deranjat atunci? Cine m-a deranjat? Foarte, foarte tare. Un pic de tot se foarte exagera cu atmosfera muzicală din casă. Eu mă trezeam toată dimineața după ce oricum puneam foarte multă muzică și... cea mai departe și după aia începea Marian sau Liviu să aibă concertele lor de dimineață și lucrul ăsta câteodată aveai și tu nevoie de 5 minute de liniște cât îți mâncai cerealele și nu le aveai. Crezi că făceau... Bun, Valentin, care dintre sau cu care dintre băieți n-ai fost pe aceeași lungime de undă? Pot spune cel mai bine cu care dintre băieți am fost, iar cu ceilalți am păstrat o prietenie, pentru că până la urmă încerci să faci lucrurile să iasă frumos acolo în casă, indiferent ce se întâmplă, cât de mulți nervi ai tu sau ce se întâmplă presiunea. Nu te mai explica, zi direct! Cel mai frumos și nu mă... Nu știu, îmi place să mă explic, că asta nici n-a apreciat Ana Maria la mine, că nu sunt scurci la obiect. O iau pe ocolite, dar cel mai bine și am simțit că am creat legătură cu Blaze și cu Marian, sincer am simțit. Și cu cine n-ai creat legătură? Puternic cu ei, în schimb... Să zicem cine e la polul opus, pe ultima poziție. Cu Ionuț n-am apucat să-l cunosc atât de bine, deci culmea, am stat foarte mult împreună, dar încă e un pic de mister acel băiat. Și mai ales că tot ișa băiatul săptămânii, deseori îl priveam așa ca un lider, știți, ca și când el ar fi șeful nostru. Dar da, șeful, facem, dregem, cum să nu? La cameră mergem, cerem apă, mă alea, șeful, să facem, să dregem. În schimb, a păstrat așa oarecare distanță față de noi și se mai și odihnea ziua, că nu prea putea noaptea din cauza sporăitului lui Alin. Bun!